Constantin Bălășu, Veronica Nica, directorul diviziei financiare și Alecu Sorin, șeful diviziei strategii dezvoltare, au renunțat la funcțiile din directoratul CEO. Printr-un comunicat de presă a fost anunțat faptul că acesta va mai fi director până la 1 octombrie. În cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 12 septembrie 2012, o parte din membrii directoratului au informat Consiliul de Supraveghere că data de 30 septembrie 2012 este termenul limită al contractului de mandat. În mod unilateral, aceștia și-au manifestat intenția de a nu mai face parte din directoratul CEO începând cu data de 1 octombrie 2012. Precizăm că nu se invocă demisia, fiind doar o expirare a termenului de mandatare. Democrat liberalii cred că supărarea PSD-știlor are legătură cu banii. Campania se apropie, iar USL se baza că această companie va finanța alegerile parlamentare, spune militarul. De ce se implică atât de mult? Probabil pentru faptul că în zona mineritului, așa cum dumnealor au spus când eram noi la putere, se învârt foarte mulți bani. Și e posibil să-și dorească controlul acestui sistem minier și energetic. Și asta poate să fie una din explicații. Liderii PSD s-au supărat după ce Bălășoiu i-a ignorat și și-a trimis adjunctul la ședința de marți de la termocentrala Rovinari. De atunci, PSD cere demisia lui Bălășoiu. Ion Călinoiu crede că Bălășoiu trebuia să renunțe de mai multe vreme. Nu e vorba nici de demisie, dar pot spun bun asta. E vorba de încetarea mandatelor. Și asta cum am comentat? Ce să comentez? Trebuie să înceteze, am spus, de-aia că înceteze mai repede. E de vreme, e data de 1 octombrie, trebuia mai repede? Eu am spus că trebuia mai repede și nu, asta nu e o presiune politică, ci mai degrabă să eliminăm un blocaj politic pe care realizează domnul Bălășoiu.